Cred că asistăm la o cădere liberă a tot ceea ce înseamnă Stadia, pentru că au anunțat că e posibil să bye-bye, tai-tai. Adică să aibă cam același destin pe care l-a avut Mixerul, știi? Pentru că ei de la bun început au venit cu un marketing prost și un marketing mincinos, dacă putem să-i spunem așa. Serviciul în sine era ok, să nu vorbim aiurea, numai că momentul în care a fost public, a fost pentru toată lumea, a fost cu totul și cu totul altceva față de ce anunțaseră inițial. Și acum dau din colț în colț și au închis studiouri și au închis mai tot și cred că într-un viitor foarte apropiat o să asistăm la tot ceea ce înseamnă închiderea acestui minunat serviciu de gaming streaming dedicat celor care nu își permit să ia un calculator de top și vor să se joace ultimele titluri. Bine, impropriu spus ultimele titluri, Google Stadia nu avea ceva cine știe ce din punct de vedere al jocurilor. Mai degrabă îți cumperi GeForce Now. Acum toată lumea o să zică, băi, fanboiule. Nu sunt fanboi, să ne înțelegem. Prețul este mai mult decât ok pentru 6 luni. Vorbim de varianta Founders, acolo unde poți să te joci ultimele titluri ce au apărut. Asta a făcut eu în weekend. Am jucat Destiny 2, m-am mai jucat un pic de Valhalla, că de nu l-am terminat. Ce naiba, mă? Și nu contează ce titluri joci, atâta timp cât tu le ai în librăria ta de pe Steam, merge brici și chiar merge brici și nu te scoate după ora, așa cum se întâmplă la versiunea free și așa mai departe. Este singurul serviciu streaming de gaming care merge și merge bine de tot. Tot ce trebuie, o țeavă stabilă și nu mă refer la țeavă tub, la internet să fie cât de cât ok și stabil. Avem 7 întrebări. La asta mă gândeam și eu. Oare cum? Da. Sunt bine. Tu? Sunt bine. Am înțeles, da. Să înceapă mailbox-ul. Da, e pe 1 februarie a fost știrea asta. Is shutting down its in-house Stadia game development studio. Adică, da. Știi, o chestie înainte să trecem la primul mail. Și e bine că s-a închis ăsta. În timp ce Google Stadia își închide studiourile de creație de jocuri și probabil la un moment dat o să suspende și acest minunat serviciu, dar Amazon, știi că am vorbit cu 500 de milioane de dolari pe ce înseamnă departamente dedicate gamingului, development, de dezvoltări de jocuri. Și mă uitam dimineața la niște știri, știi câte jocuri a anunțat Amazon în decursul timpului? Cu ăsta care se produce acum? 6. 5 au fost anulate. Acum, să mă ierte Dumnezeu, e într-un fel e bine. 500 de milioane numai să ai în cap ideea jocului? Good for you. Hai că s-a pornit monstruozitatea. Robert, bună Madalin, bună Răzvan. Aș vrea să-mi construiesc un PC de high gaming în bugetul de 6500 de lei. High gaming este ok, nu este extreme gaming acolo unde sunt alte componente. Am ales deja componentele, dar aș vrea să știu o părere în plus. Dacă aș putea să schimb ceva, te rog să-mi spui. Procesor Intel Coffee Lake Core i5 10600K, placă video MSI GeForce GTX 1660 Ventus XEOC, placă de bază B460 Pro 4. A ales CAU pentru frecvența un pic mai ridicată. Ok, carcasă Akiris Canopus, ARGB, SSD Adata XPG Gaming S11 Pro 2 Tera pe M2.
Memorie Corsair Vengeance LPX Black 32 de giga de RAM 4 la 3200, sursă Deepcool DQ750 80 plus Gold și cooler CPU ID Cooling Zoomflow 240X ARGB. Ma, configurația este ok. Placa video este cea pe care eu nu aș încadra-o la High Gaming. High Gaming ar merge undeva un RTX 2060 sau 2060 Super, sau dacă ai șansa să găsești un RTX 3060 la un preț foarte, foarte, foarte bun. Foarte bun, atenție. Inițial, în momentul în care m-am uitat la mail-ul tău, a fost așa o chestie, zic, stai așa, canopus cu 240, unde îl pui? Ai grijă, coolerul IO nu se poate monta în tavan, de ce? Pentru că se lovește de radiatoarele plăcii de bază și nu în ultimul rând e foarte posibil să fie și de memorii, astfel că va trebui să-l montezi pe partea frontală. Pe partea frontală îl poți monta fără niciun fel de problemă, dar în momentul în care o să faci un upgrade la placa video într-un viitor apropiat sau chiar acum, să ai grijă ca aceasta să fie până în maximum 270 de mm lungime. Tu punând IO-ul pe față, radiatorul plus ventilatorul undeva la 50 de mm, cam așa ocupă. În rest, configurația ok, 32 de giga RAM ok, cam mult din punctul meu de vedere pentru gaming în 2021 și pentru configurația asta, dar e mai bine să îi ai acolo pentru viitor, future proof. Aia e, un mailuț mai lunguț și cu un răspuns curtuț. Am făcut poezie, ești nebun? Da, de la Răzvan, nu de la tine. E, nu. Nu e de la tine, pentru că nu te cheamă și Popa, pe tine te cheamă Petrescu. E al treilea, nu mai ai trei nume? De știi familie. Că... Aoleu. Salutare, echipa Vizi Garaj, mă numesc Răzvan și în prezent dețin un PC mai old school, cu ghilimele de rigoare. Luat acum aproximativ 4 ani, plac de bază, suportă doar DDR3 și procesoare Intel până în a patra generație. La început aveam un Intel Pentium, dar l-am schimbat pentru un i5-4460. Despre care am auzit că este un procesor decent. Este un procesor decent și noi o perioadă foarte bună de timp am stat pe 4700K, dacă nu mă înșel eu, dacă mi-aduc bine aminte. Nu știu dacă procesorul este o problemă, dar dacă îmi recomandați altceva este foarte ok. Problema la mine este însă faptul că am doar 8 GB RAM cu 1600 MHz. Vreau să trec pe 16 GB RAM, dar mă gândesc că ar fi mai bine să iau o frecvență mai mare. 1866 MHz probabil este cea mai mare pentru DDR3. A fost și 2133, dar erau foarte scumpe. Nu știu sigur, tot el spune. Și vreau să știu dacă procesorul meu ar suporta o frecvență mai mare la RAM. Da? Da. De asemenea, trebuie să dau și eu un upgrade la placa video momentan. Am un GT 742 GB DDR3. La început credeam că VRAM în procesorul video trebuie să fie același cu cel al plăcuțelor RAM. Este greșit. Atât cât suportă placa de bază, dar apoi am descoperit de la prieten că placa video poate avea GDR5 sau GDR6 și că nu va avea nicio problemă. Da, pe partea de compatibilitate nu va avea niciun fel de problemă cu configurația pe care o ai tu. Sper că este adevărat. Este adevărat, am confirmat lucrul ăsta. Problema aici este că placa de bază pe care o am suportă PCI Express 2.0, iar majoritatea plăcilor bune de acum sunt minimum PCI Express 3.0. Și vreau să știu dacă se poate și așa. Am citit pe forumul și scria că diferența ar fi doar de câteva FPS-uri și că nu este niciun fel de problemă dacă placa video este 3.0. Cam astea ar fi curiozitățile mele și vreau să știu părerea voastră. Merită să-i fac upgrade PC-ului ăsta sau ar trebui să renunț de tot la el? Nu am un buget prea mare, de aceea tot trag de PC-ul ăsta, chiar dacă într-o zi va trebui să renunț la el. Mulțumesc anticipat. Eu personal nu mai știu care sunt prețurile la DDR3. Poți să pui o frecvență mai mare, dar dacă vrei să sistemul să funcționeze și memoriile să funcționeze la 1866 MHz, va trebui să renunți la memoria pe care o ai acum în sistem. De ce? Pentru că în momentul în care tu vei pune
1866 și va detecta că există și un 1600 în sistem, frecvența va scădea și memoriile vor lucra la aceeași frecvență, adică 1600 MHz. În ceea ce privește placa video, am spus, cred că am mai spus la un moment dat chestia asta, chiar dacă e un 1660 sau un 1660 Ti sau un RTX 2070, 2060 o să meargă în sistemul tău fără niciun fel de problemă, dar nu o să funcționeze la standardul PCI Express 3.0, ci la standardul PCI Express 2.0. Tradus pe înțelesul tuturor, nu va performa cum știe ea să performeze, ci un pic mai jos, așa cum ai aflat și tu, câteva FPS-uri în minus, pentru că tu ai pus o placă video pe PCI Express 3.0 pe o placă de bază cu PCI Express 2.0. O să meargă fără niciun fel de problemă, dar nu o să meargă la potențialul ei maxim. Aia e. Lucian, problemă BIOS, numele meu este Lucian Ana. Salut PCG, Mădălin și Răzvan, Zis și Pepe. Nu știu. A, nu? Nu până. A, ok. Am o problemă cu PC-ul de un an, nu e una gravă, dar nu pune la muncă în plus. Am un i5-7400, RX 580 Sapphire Nitro Plus, 8 GB RAM și plac de bază MSI H110M Pro VD. Socket 151 DDR4, vine comandă pentru încă 8 GB RAM în momentul în care scriu acest mail. Problema este, în momentul în care am placa video în sistem, pot intra în BIOS doar după 3-4 secunde, dar după 3-4 secunde se blochează. Indiferent ce meniu accesez, îmi sună cunoscută. A, nu, la noi a fost cu totul și cu totul altceva, a fost problema cu SSD-ul ăla și cu cablul SATA care era ciufulit și intra în scurt și se bloca chiar în post. Nu puteai să intri în BIOS, nu buta sistemul, nu se întâmpla absolut nimic. Dacă scot placa video și rămân pe onboard, merge BIOS-ul fără niciun fel de probleme. Deci eu dacă vreau să fac orice setare, scot placa video, o fac și după o pun înapoi. Te doare creierul, te doare capul. BIOS-ul plăcii de bază este la ultimul update care a fost scos pentru ea. Caut probleme pe tot felul de forumuri și nu găsesc o rezolvare. M-am lăsat cu bumba și mai ales că PC-ul merge perfect. Nici o eroare sau ceva neașteptat. Nu am pățit în acest an de când am luat placa video și mă joc non-stop aproape și editez și înregistrez pentru YouTube. M-ați ajutat în trecut când mi-a spus că am un dăver de să desfac un mouse Madcat și l-am rezolvat singur și merge și acum around aceeași tăbliță de făcea click. Așa că vă mulțumesc până pentru atunci și sper să mă puteți ajuta și acum. KOTGW pentru ceea ce faceți. Keep up the good work și sfaturile pe care urmează ți le dau vis-a-vis de ce ai zis tu, includ să apelezi la prieteni și să te ajute cu una bucată componentă, două. Care ar fi astea? O sursă pentru alimentarea plăcii video, s-a închis iară nebunia asta, și o placă video. Chiar dacă am scos din ecuație faza că placa video s-ar putea să facă ceva probleme, hai să vedem până la sfârșit dacă e vorba de placa video. De ce am zis o sursă? O sursă pentru alimentarea procesorului a plăcii de bază și nu în ultimul rând a plăcii video. Să vedem dacă nu cumva unul din rail-uri este bușit. Și o placă video pentru... Aș fi mers de fapt pe o placă de bază să văd dacă pe ce expertul plăcii de bază nu e cumva troznit. Dar dacă era troznit, atunci nu aveai niciun fel de probleme și nu te puteai juca și... E ciudat. Ți-aș recomanda prima oară să încerci cu o altă sursă. Ți-aș recomanda să prescrii BIOS-ul. Adică să-i dai un clear mode și să prescrii BIOS-ul la ultima variantă. Asta ar fi prima. A doua cu sursa și în ultimul rând cu placa video. E ultra greu, mai ales când e vorba de un sistem, să spui, dom'le, de la asta ar putea să fie, când e prin intermediul mail-urilor sau mesajelor.
Este foarte greu. Din punctul meu de vedere, până nu pui mâna pe sistem și nu vezi cum se comportă el, este extrem de dificil să începi să schimbi componentă, să vezi care e defectă. Bine, trebuie să ai și acces la alte componente, de asta zic, roagă-ți prietenii dacă te pot ajuta cu o placă video mai veche sau o sursă care știu ei că încă merge, să poți să faci schimbul ăsta de componente ca să vezi unde e problema de fapt și de drept. E greu, e foarte greu, dar în ordinea asta, BIOS, sursă, placă video, le-aș lua eu și aș încerca să găsesc starterul. Ar mai fi una. Dacă ai două plăcuțe de două DIM-uri de memorie, încearcă cu câte unul în parte și vezi dacă ai aceeași problemă în BIOS. Să mai întâmplă să mai fie și probleme generate de memoriile RAM, fiind niște adrese aiurea. Pun ele, unul din module fiind defect. TFK Chris. Bună seara, pisicăraș. Bună seara, probabil când ai scris tu mail-ul, da, pentru că este scris la 8:20. Am acest wishlist și aș dori să-l achiziționez. Merită în momentul de față să-l cumperi la un asemenea preț? Sugestii noi pentru el cu ce aș putea adăuga sau înlocui? Sau să aștept până prețul plăcilor din seria 3000 o să scadă? Nu pot să-mi dau cu părerea, pentru că nu sunt Nvidia, AMD sau producător terți vis-a-vis de prețul plăcilor video. Nu știu prețul de intrare al acestora, dar cum ai văzut și în live-ul de ieri, noi am făcut niște calcule comparative între prețurile din România și prețurile de pe afară, în speță Amazon de e. Iar prețurile sunt acolo, degeaba trâmbițăm și noi și voi că bă, prețurile sunt prea mari. Da, se întâmplă ceva pe piață, este cererea mult prea mare, oferta este mult prea mică și este normal ca prețurile să fie foarte, foarte ridicate. Pentru că cine are acces la plăcile video sau la orice model sau la orice componentă, cel care dă mai mult în situația în care cererea este foarte mare și oferta este foarte mică. E foarte simplu. Wishlist-ul tău conține sursă DIP-ul Lux RGB 80 Plus Bronze de 750W. E o sursă bună de care se sperie foarte multă lume. În fine, e părere personală. Sursă ăsta, memorie Corsair Vengeance RGB Pro 16 GB de DDR4 la 3600, o bucată, e kit, procesor Intel Core i9-10900K, carcasă MSI MagForce 10R, ventilator radiator Akiris Cetus 4x3 bucăți, ești sigur? Eu zic să stai cu minte și să scoți aceste trei ventilatoare, chiar dacă scrie total ventilatoare incluse în carcasă 3, număr maxim compatibile 6. De ce? Pentru că în wishlist-ul tău se mai află un CPU Cooler MSI Mag Core Liquid 240 ARGB. Practic, carcasa vine cu trei ventilatoare frontale, nu, două în față, unul în spate și tu ai mai putea să mai pui încă unul în față și atât, pentru că nu mai ai unde să mai pui sistemul de răcire. Deci, practic, ție îți mai trebuie un singur ventilator. Unul singur. Ori vrei să ne locuiești pe toate din carcasă. Nu știu ce vrei tu să faci. În tavan urmează să montezi radiatorul pe care tu l-ai ales. Practic scoate cele trei ventilatoare că sunt de pomană în comanda ta, în wishlist-ul tău. Un SSD a dat Swordfish 250 de giga pe PCI Express, decât 250 de giga spațiu de stocare. Ok. O placă de bază MSI MPG Z490. Și nu în ultimul rând, un GB Aorus GeForce RTX 3070 Master și așa mai departe. Prețul este mare pentru că devină prețurile la plăcile video. În live-ul de ieri am discutat despre ce și cum și ce fel de despre ele. Configurația este una performantă din toate punctele de vedere. Ce ai putea să modifici la el, în afară de cele trei ventilatoare, tu ți-ai construit un semi-sistem MSI.
practic ești fan MSI, de apreciat, dar nu putem să preconizăm ce o să întâmple cu prețul. Nu noi! Ce o să întâmple cu prețurile la componente peste 3 luni, peste 4 luni sau peste 5 luni. Nu avem nici cea mai vagă idee cum o să comporte piața peste 3, 4, 5 luni de zile. Dacă ar fi un fel de Mafalda astfel încât să zicem, bă, peste 3 luni de zile nu o să fie 5500, pardon, o să fie 4200. Atunci am ști și numerele la 649 și am câștigat cu siguranță. Dar n-avem de unde să știm. Nu, chiar nu știi cum se schimbă piața. Uitați-vă și voi ce se întâmplă cu criptomonedele. Acum sunt sus, acum sunt jos. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu acțiunile de la GameStop. Acum sunt sus, acum sunt la Balamuc. Aia e. O am trăit și am vedea ce ne așteaptă în 2020. Aia e. Placă video de la Florin, salutare, Babisi Garaj, am un calculator cu plac de bază de la Gigabyte, model H87M HD3, procesor Intel i5-4440, 16 GB memorie RAM plus un hard disk de 1 TB, PC-ul funcționează relativ bine, nu am probleme cu el, iar în jocurile pe care le joc se mișcă ok. Totuși aș vrea să adaug acestei configurații și o placă video, deoarece în anumite jocuri în momentul de față procesorul grafic integrat mai dă mici rateuri, e normal. În ceea ce privesc jocurile, nu am preferințe în prezent, joc doar LOL, For Story și FIFA 14. În rest utilizez PC-ul pentru facultatea online. Îmi puteți recomanda o placă video decentă până în 500-550 de lei? Menționez că pe viitor aș vrea să joc pe acest PC și GTA 5, Valorant și o versiune de FIFA mai nouă. De asemenea, mai am o problemă, calculatorul scoate uneori un sunet ciudat pe care nu știu cum să-l explic, dar care se oprește în momentul în care pun mâna pe unitate și revine după ce ridic mâna. Am căutat pe net și am înțeles că acel sunet ar veni de la hard disk și că trebuie să-l schimb. Nu. Dacă zgomotul acela ar veni de la hard disk, ar trebui să ai și anumite scăderi de performanță, dar scăderi drastice de performanță, indiferent că vorbim de jocuri sau indiferent că ar trebui să cârâie, ar trebui să facă ca toate celelalte și acel cârâit sau zgomot nu se oprește în momentul în care tu pui mâna pe carcasă. Acolo, mai mult ca sigur, este vorba de poate chiar coolerul procesorului, poate ventilatorul de pe sursă sau unul din ventilatoare pe care le ai pe carcasă să fie descentrat. E foarte posibil să fie lucrul ăsta și nu cred că are niciun fel de legătură cu hard disk-ul. Dacă aceasta este cauza problemei, puteți recomanda un hard disk, un SSD pentru a înlocui pe acesta buget undeva 300-350 de lei. Mulțumesc anticipat pentru ajutor, toate cele bune. Încă o dată o spun, eu nu cred sub nicio formă că e vorba de hard disk, e vorba de unul din ventilatoare, îți recomand să desfaci sistemul și să pui mâna pe ventilatoare, iar în momentul în care nu mai auzi zgomotul, ai identificat ventilatorul care este ventilatorul cu problemă. Vibrează în carcasă, vibrația aceea se extinde pe carcasă și face un zgomot ciudat care s-ar putea să te enerveze în adevărat în sensul cuvântului. În ceea ce privește placa video, să știi că m-am tot uitat în bugetul pe care îl ai tu. E extrem de greu să zic, uite Florin, ia GT 1030 de la Nvidia că îți rezolvă problema. Îți rezolvă problema în jocurile pe care le joci tu, adică LOL, For Story și, ce am mai zis, FIFA 14. Dar în ceea ce privește GTA 5 și Valorant, cred că acolo s-ar putea să, mai mult ca sigur, nu că s-ar putea, trebuie să reduci și rezoluția, astfel încât, pe lângă detalii, nu o să mergi pe 1080 și o să mergi pe 720. Dacă asta te coafează pe tine, dacă îți convine lucrul ăsta, atunci poți să mergi pe un GT 1030. Am zis cu jumătate de gură pentru că, în fine, e ca și cum mi-ar zice cineva, vreau să-mi iau un GT 740 în 2020. Sau, cu toate că nu sunt de acord cu chestia asta, poate găsești un 470 sau un 480, un 570 sau un 580 în bugetul ăsta, pentru că e un buget mare pentru tine, dar este un buget mic pentru achiziția unei plăci video.
În banii ăștia nu prea reușești să găsești o placă video care să performe extraordinar de bine. Aia e. Răzvane, ia fii atent. Ducu, Cooler CPU. Salut, întâmpin următoarea problemă și v-aș ruga să mă ajutați. Dețin un i5-7400. Da. Cu un cooler stock. Da. Și aș dori să schimb cu unul nou și nu știu ce să aleg între Gamax 300, Gamax 400 V2 Red, Gamax GTE V2 RGB, carcasa PC este Akiris Antares. Un ultim lucru pe care l-aș mai vrea ar fi o pastă termoconductoare de cam 30-40 de lei și nu știu ce să aleg. Tu ce alegi între Gamax 300, Gamax 400, Gamax GTE pentru i5-7400? Parcă noi am folosit GTE, nu? Da, l-am folosit. Și tot pe un Intel, cred că a fost. Da, e foarte adevărat. Atâta se încapă în carcasa lui. Dimensiunea ventilator, înălțimea 157. N-are cum să nu încapă. N-are cum. Antares suportă până la... Ce bine ar fi dacă ne rămâne în memorie toate detaliile tehnice de la toate componentele ever pe care le-am recomandat sau le-am trecut în revistă. Dumnezeu, cred că am fi mini zei. 160 de mm max. Deci clar, GTE-ul, iar ca pastă termoconductoare, Thermal Grizzly Cryon... nu, glumeam, nu aia, că aia e la 500 și ceva de lei. Unde e? Ah, gata. Pastă termoconductoare Arctic AC-MX2. E perfectă. A ceva mai rap aici, înainte de asta? Nu. Asta e. E în bugetul ăsta, e tata și mama tuturor pastelor termice forever and ever. Gata. Iar acum încheiem mailbox-ul cu un upgrade la laptop. Deci pentru mine este, știi cum, de fiecare dată când e aici, știi? Aici e de la Luci. Salut, dețin acest laptop, Lenovo IdeaPad 330S ARR. Are AMD Ryzen 5 2500U, 1 tera hard disk, 4 GB RAM DDR4 la 2400 MHz și Radeon Vega 8 GB placă video integrată. Am o întrebare, ce upgrade îmi recomandați? Bugetul este de 600 de lei, cam mare bugetul. Pâs! Laptopul deține un slot M2 și are un slot liber pentru o plăcuță RAM, maxim 20 de GB pot adăuga. Mulțumesc mult, mult respect echipei PCG, PC Garage. În cazul în care vrei să-ți distrugi bugetul în adevăratul înțeles al cuvântului, un DIMM de 16 GB DDR4 la 3200 îți va înjumătăți, în adevăratul înțeles al cuvântului, bugetul pe care l-ai tu. Pentru că e pe undeva pe la 384, 16 GB DDR4 la 2400 MHz, un DIMM, unul singur, pentru laptopul tău, astfel ajungi la maximum cât poți adăuga pe model pe care l-ai menționat tu, adică IdeaPad 330S. În ceea ce privește SSD-ul, aici am văzut că este o problemuță. O problemuță și din păcate, chiar dacă mi-aș dori din tot sufletul să-ți recomand un SSD de 500 de giga, n-aș vrea să risc. De ce? Pe forumul cel de la Lenovo am descoperit un thread în care toată lumea întreabă ce îmi recomandați pentru Lenovo IdeaPad 330S platformă, pentru că platforma înseamnă că are mai multe configurații. 256 de giga de la orice producător. Western Digital, nu varianta green, varianta blue, e compatibilă cu modelul ăsta. HyperX, fără niciun fel de problemă. Crucial, din păcate Crucial în România, nu înțeleg pe bară de SSD-uri de ce nu se găsește și o să înțeleg imediat de ce îmi pare rău. Samsung, orice SSD în format 2280 de 256 de giga.
Singurul producător, culmea, chiar și cu ultimul update de BIOS făcut pe modelul 330S IdeaPad, care suportă 500 de giga și chiar un tera, care e cel care lipsește la noi. Crucial. E ok, chiar și așa ești ok, adică un SSD de 256 de giga pentru sistemul de operare și trei softuri pe care le folosești în mod uzual și hard discul de 1 tera pentru partea de stocare este mai mult decât ok pe modelul ăsta. În ceea ce privește memoria RAM, aici este strict alegerea ta. Poți să mergi pe 8 giga, astfel că la sfârșitul zilei ai 12 giga, sau poți să mergi pe 16 giga, rezultatul final fiind 20 de giga. Da, dar poți să iau două plăcuțe? Nu! Aici nu poți să faci lucrul ăsta pentru că ai un singur slot liber, iar cei 4 giga memorie RAM pe care i-am citit în specificațiile laptopului sunt lipiți pe placa de bază. Aia e. De asta ai decât un singur slot RAM. Aia e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uite că am respectat până la urmă 7, dar s-a făcut ăsta 7000 de ore, asta este, ajutorul trebuie să vi-l dăm, musai, trebuie să vi-l dăm. Până data viitoare, nu uitați să-mi trimiteți mail-uri pe cele două adrese pe care le știți, live.pcgarage.ro și pcg.ro/tv, despre absolut orice. Am mai spus-o și o să mai spunem, nu numai despre componente dedicate calculatoarelor, indiferent că sunt ele sisteme de tip office sau de gaming, dar despre ce? Putem să vorbim despre rutere, putem să vorbim despre telefoane, putem să vorbim despre absolut orice. Ne documentăm în ceea ce privește întrebările voastre și vă recomandăm, eu așa sper că îl percepe și voi, cele mai bune sfaturi în ceea ce privește balanța asta, performanță, calitate, preț. Eu așa vreau să fie. Dacă mi iese, sunt mulțumit. Dacă voi îmi ziceți că iese, iarăși sunt mulțumit. Până miercurea viitoare, vă doresc o zi extraordinar de frumoasă. Ciao!